spus inclusiv dintre foști și de ținuți, că problema asta nu a existat niciodată și la... De inundație. O, știm chestiunea cu mucegaiul, cu umiditatea. Și că probabil s-au formatat șanțuri anterioare de drenaj, poate cele originale, atât timp când nu se face investigație, nu poți să știi. Din păcate, nu se face. Din perspectiva memorială, a existat acum câțiva ani un protocol între Ministerul Justiției, care e proprietar, Universitatea Națională de Penitenciară, administrează focul de Jalava, prin Penitenciarul Jalava, un protocol între dânșii și Ministerul Culturii, care a rămas în aer și nu s-a mai avansat în niciun fel. Știu că se ocupă de ceva timp, dar fără să avanseze prea mult în direcția aceasta. Nu rețin numele exact al fundației. În orice caz, fundația, cred că pentru democrație se cheamă, a fost un președinte din Constantinescu. Dar la concret, acolo nu se întâmplă nimic. Da, există o atitudine deschisă a celor de acolo, în mod organizat, pentru evenimente, pentru filmuri, acolo de parte se poate intra, se poate vizita în acest fel, dar... Dar ar putea fi un punct de locație pentru Muzeul Național Bunării, spune la vedere că e un spațiu foarte mare și ca poziționare... Punctul meu de vedere este una din variantele ideale, în măsura în care fortul poate fi restaurat și să spună povestea Jilavei și lângă, într-o anumită relație cu fortul, într-o anumită relație cu accesul, într-o anumită relație cu terenul, să apară și o intervenție în manieră contemporană cu genul cărora ne-am prezentat la început. Mulțumesc, doamne. Alte întrebări? Te rog, doamne. Cu părerea aveți despre memoria așa de s-a colocat în România, de vedere. Și ca poziție, și ca prioritate de două ore. Adică cum s-a gândit așa un loc fără fundamentul ăsta? Da, adevărat că e ciudat cum de a obiecti să-l acuazeze atât de ascuns. Nu pot să o intru... Poftim? Eu am înțeles că întreba de memorialul în Holocaustul. Da. 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 Nu știu și nu mă pot pune în pielea celor care au decis să-l ridice, să-l apăze acolo, dar într-adevăr, niciodată nu-i pusă niciun fel în valoare. Acum, strict estetic și artistic, ați cam văzut că se reiau aceleași motive. Din punct de vedere al materialului, al regimului de înălțime. Așa, faptul că ei au reușit să facă ceva și nu bun, au făcut ceva mic. Tot ceva mic în plan și înțeleg că foarte mare pe verificare. Știu că va finaliza cât de curând AFDTR-ul în fața casei Stânteii, să-i spunem așa, pe locul fostei statuie a lui Lenin. Chiar ce se face acolo? Când și un monument dedicat luptei anticomuniste. Știu că așa e denumit. N-am văzut un proiect. Eu sunt în relație foarte bună cu domnul Joza, președintele asociației, da? Dincolo de respectul pe care îl port, cred că bunele practici în materie ar fi presupus un concurs, măcar de idei, dacă nu mai mult de atât. Mă rog. O să vedem ce o să se facă și... Claud, mi-aș dori să ne spui și câteva cuvinte despre centru civic pe care l-am construit Nicolae Ceaușescu în București. Pentru că să știi că mulți dintre noi am venit cu gândul ăsta la întâlnirea asta. S-a plăcut de ceva despre demonările pe care le-a făcut, despre bisericile demonate. Și despre ce a avut în cap când a construit, de exemplu, Casa Poporului, cam care e motivul, de exemplu, arată ca un templu. Are ceva în spate? Eu pot să vă spun părerea mea, da? Și fără să prezint că dețin adevărul. Și aici, repet, sunt foarte multe teorii care circulă, mai mult sau mai puțin conspiraționiste, mai mult sau mai puțin întrebat în seamă, poate fiecare cu un element credibil. Eu pot să vă spun așa, că
Supreasa Arhitecților a fost o competiție acerbă în a-i propune variante și a primi comanda și postul de arhitect șef al acestui obiectiv. Chestiune care se poate explica inclusiv prin cele la care fusese supusă pe asta și câteva lucruri le-am atins noi astăzi, vreme de 30 de ani, ca să ajungă în această situație. Nu toți arhitecții au făcut acest lucru. Dar a fost efectiv o bătaie între ei să propună cum credeau ei că și-ar dori liderul și să fie acceptați. Cum și de ce a fost aleasă Anca Petrescu, rămâne un mister. O, știm că circulă un zvon că ar fi fost rudă pe una Ceaușescu. Alții spun că a fost aleasă ea ca să nu fie ales altul. Nu este foarte clar. În orice caz, din punct de vedere al construcției, dincolo de megalomania ei și dimensiunile nejustificate și efortul investițional nejustificat, ar putea exista oameni care să spună că este o realizare românească, cu fonduri românești, cu materiale românești și cu specialiști românești. Români. Un punct de vedere. Vor veni alții să spună că în timpul execuției au fost într-un regim foarte dur, aduși acolo inclusiv militare în termen sau alte categorii care au avut niște zile, săptămâni, luni sau chiar ani mai mult decât dure. Alții se vor mândri că este a doua clădire ca dimensiune din lume. Cu siguranță sunt foarte multe aspecte și personal nu mă pot pronunța asupra lor. Cel mai dur, în schimb, lucru și de care nu trebuie să uităm, este prețul sociologic, antropologic, urbanistic, arhitectural, istoric, patrimonial, pe care l-a plătit acest demers, și anume demolarea unei suprafețe imense a Bucureștiului și nu numai dispariția ei fizică, trebuie să ne închipuim și aici trebuie cercetare de făcut de către specialiști, transformările la nivel sufletesc și poate și psihic ale comunităților din acea zonă. Da, s-a soldat cu distrugerea de biserici, de clădiri care dovedeau calitatea arhitecturală și a inginerilor români din perioada aici, în început de secol, un farmic al Bucureștiului și ale zonei respective, care a dispărut total. Și cred că aici este marea tragedie. Trebuie spus, sunt încă speculații și eu personal nu pot să mă cunosc. Nu știu. O fi bine să aducem ceea ce visa Ceaușescu. Toate instituțiile administrative sub o singură cuponă. Nu știu eficiența economică a unei astfel de clădiri, că mi-închipul că e negativă. Da. Ce trebuie despre care de amuzirile? Nu conflicte chiar acolo. E un lucru care alătărarea lor ca două simboluri unul al unui. Da. Creștinismul și unul al unui. Este de a se ridica catedrala Neamuții la București, e vechi. Și au fost foarte multe concursuri, inclusiv în perioada interbelică. Da. Au fost un concurs câștigat, cred că în 2000, de profesorul arhitect Augustin Ioan. O soluție foarte interesantă. Au fost propuneri în Piața Unirii. Au fost propuneri, astea mi se pare un pic mai... De dovadă s-a și rezultat, în Piața Maiului. E discutabil. De ce nu cu asta Casei Poporului? E discutabil. Poate ar fi fost mult mai firesc, mai natural să fie un cap de perspectivă. Poate ar fi fost frumos în noaptea de Paști să vedem așa pe niște kilometri cum duce lumina, nu imediat cum ieșim pe străduțe din dezbloc. Nu știu. Da. Amplasament e disputat. Ți-ți place cantelul? Îți place cantelul așa cum e gândită? Din punct de vedere al amplasamentului? Nu, la de gust e pus la un disputat. Nu prea. Referitor la Casa Poporului,
acest lucru, nu mi s-a dat sursa pentru această informație. Iar referitor la registrarea Jinăva, când ați prezentat, am înțeles că ați spus că s-a renunțat să se mai facă Guvernul Muzeu acolo. Așa este și de a trebui. Nu că s-a renunțat. Toate demersuri, eu la un moment dat am ajuns să susțin o comunicare la o conferință, nu cu vreun proiect de a se realiza ceva la Jinăva, ci cu istoricul demersului de a se realiza ceva la Jinăva. Pentru că atâtea încercări și propuneri au fost din 90 până astăzi, de la Bandul Rădulescu și revista Memoria, la Angel Marcu, care realizase deja cu Nicolae Goga monumentul de la Iud și au avut o propunere și pentru Jinăva. E inclusiv la nivel de început de proiect și de schițe și de RLV-ul făcut de ei. Până la această chestiune de acum câțiva ani, când a fost clasat, deci era un prim semn că se dorește ceva, când a fost acest protocol de colaborare și care practic trebuia să însemne un prim pas în trecerea inclusiv juridică de la Ministerul Justiției la Ministerul Culturii, și apoi iarăși totul blocat. Deci când spun renunțat, cred că cei care visau și cei care au și întreprins ceva în sensul ăsta, de la un articol, la o conferință, la un proiect, au cam renunțat să mai spere. Dacă mai sunt alături din dacă nu, o să vă... Te rog. Asta nu a fost un proiect în sensul ăsta. Ideea de sistematizare în sine nu este un concept negativ. Eu ca un că poate urmăm să pice. Cred că asta era senzația. O, mai dacă nu dezervă. Cred că era așa, era perceput ca un drum de stare care urma să pice, care nu se știa cum. Construcțiile ca domeniu economic au prins având din primii ani. Deci, ce s-a întâmplat sub Ceaușescu și ce s-a întâmplat în Dota 77 se înscrie într-un context care pe această linie mergea. Și de industrializare, și de ridicare masivă a cartierilor muncitorești, și de trecerea, mai mult sau puțin forțată, a populației de la sat la oraș, dacă nu vor să vină sau nu vor să mai aduc astfel de transform satul într-un mic tărâmășor prin industrie și sistematizez Vatra și centrul satului. Deci, nu e o cercetare consistentă pe subiect și eu evit să mă pronunț așa categoric, atât timp cât informații concrete nu sunt. Eu nu știu dacă Ceaușescu a luat o razna, dacă era dominat de consorțiu, dacă era în slujba masoneriei, dacă avea obsesia să plătească datoriile externe și să se lupta cu și vrea să le demoleze bise, pentru că sunt lucruri contradictorii. În timp ce unele se demolau, altele se translatau și se salvau. În timp ce unele se demolau sau se desfințau din Iul de la București, în nordul Moldovei se dădeau și nu numai, se dădeau fonduri masive și se restaurau mănăstiri. Și aici eu evit să mă pronunț categoric asupra unor lucruri. E foarte mult de cercetat în continuare, în primul la nivel de activ. La mine a ajuns cam un zvon numai, dar atât Casa Poporului cât și Catedrala, pentru s-a acordat să fie pe treapta înaltă a Sudului Bucureștiului. E ca o fare, așa văzută. Așa e ceva da, 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 da. E mai solidă, mai... Da, și e un pic, inclusiv în afara principalei direcția seismice, dinspre Braga. Doamne, mi-a pus spune câte ceva și despre stilul arhitectural din regimul comunist. Adică cum s-a trecut de la un stil de arhitectură dinainte, pre-comunist, la stilul celor care pare, nu mă pricep să descriu, dar eu, așa cum e văd acum, stilul comunist pare un pătrățos, urât, neaspectos. Da, comunist e un termen foarte generic, e aceeași chestiune cu ce spuneam la început, împărțirea pe etape și pe reale istorice. În arhitectură, în interbelic, era o mare luptă între conservatoriști, tradiționaliști,
Bene Arte și așa mai departe, neoromânesc și noile idei modernismul. Cu realizări fantastice în ambele direcții. După ce s-a instaurat comunismul, importând și în arhitectură tot ce era de importat din Uniunea Sovietică, s-a încercat impunerea realismului socialist. Care, din punct de vedere estetic, prelua niște elemente conservatoare, dar prin dimensiuni, prin funcțiuni, prin decorațiuni, nu vrea decât să imprime ideea de artă de stat și de rolul pe care îl joacă ideologia în statul artei. Și de folosirea propagandistică a acestor edificii. Vezi Casa Scânteii, principalul edificiu construit în acest mod. Vezi toată povestea cu Festivalul Tineretului din 1953 și Stadionul 23 august și câte și mai câte, inclusiv în arhitectura industrială, putem discuta de acela. În anii 60-70, vorbeam mai devreme, a fost o anumită relaxare care a putut să dea ocazia textul să-și exprime talentul. Cu realizări foarte interesante. Vedeți Gara din Predea. Nu știu cine vede Gara din Predea, nu rămâne un pic pe gândul meu. Asta a fost făcută și cu comunismul. Realizarea remarcabilă atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere tehnic, structural. Bun. Un exemplu. Pot fi foarte multe. Iar mai târziu, accentul a fost pus pe eficiența economică. Calitatea materialelor stă să foarte mult. Procedeile începând să fie afectate de această chestiune. Și explodând ceea ce începuse de mai de dinainte, ideea de proiect tip. Doi la mână. O chestie reală și pornită din anii 40, anii 45-55, anii luptei de clasă. Ca un exemplu, în arhitectură. Casa scării de serviciu. Care putea să fie la o viduță, dar putea să fie și la un imobil cu 3, 4, 5 etaje. Care era o casă, o scară de serviciu. De obicei, pe spate, conexat acestei scări de serviciu, era bucătăria, era o cămară, era camera unei slujnice. Ce s-a realizat prin apariția acestei scări de serviciu la început de secol? În primul rând, se câștiga foarte multă suprafață, pentru că numai odată ce intrai în apartament, nu mai era nevoie de nu știu câte foruri să te duci până în spate. Pentru că slujnica sau tu, când veneai cumpărat, foloseai scara de serviciu. Și o anumită izolare față de zona de zi, zona frumoasă a casei. Astăzi, și noi realizăm necesitatea unei astfel de funcțiuni, în prisma bonei de astăzi, care nu mai este ușnică, e bonă, și același cumpără, nu mai departe. Ei, în primele regimul comunist, chestiunea asta a fost considerat un element yes. al burghezului și elinic, care exploata omul. Bun. Și mai departe. Și iată cum a dispărut scara de serviciu de arhitectură. Și multe alte. Deci, apropo de ce vedem noi astăzi, depinde foarte mult de perioada despre care vorbim. În anii 80, adică dăm un exemplu tot pornind de la Casa Poporului, undeva în Victoria Socialismului. Unirii, cred că se numește asta. La exterior, non-valoare arhitecturală. La interior, în schimb, foarte multe lucruri interesante pentru că era dedicat nomenclaturii. Sunt și duplexuri acolo, proiectate și ridicate în anii 80. Da. Mulțumim, Vlad. Mai să vedem iar. Acum o să vă prezint și cartea pe care Vlad a scris și l-a prezentat-o. Deci, arhitect român și detenția politică între anii 44 și 1964. Puteți cumpăra în seara aceasta. Prețul este 40 de lei. E o carte foarte voluminoasă. Are 580 de pagini, foarte multe ilustrații, de o calitate foarte bună. E un preț mai mare pentru că și prețul de tipar este destul de mare. Am încă cele 45, mai avem și mașină dacă vreți. Ce să vă mai zic? Următoarea întâlnire cu Ajutorul Dumnezeu să fie peste două săptămâni, tot aici se îmbătă, la ora 18.
știm deja ce temă o să avem. O să fie penitenciarul Oradea. O să avem ca invitat pe doamna Cristina Pușcaș, care a și scris o carte despre toți cei care au suferit la penitenciarul Oradea. Printre ei sunt și părintele Nicolae Borda și părintele Roman și mulți alții. Avem încrederea că data viitoare o să spune și părintele Bordașiu, pentru că o cunoaște în direct pe la Cristina Pușcaș și au colaborat. Și poate și alte persoane din București apropiate doamnei. O să fie o subiect, un subiect foarte interesant. Chiar și doamna Galina Rădulean, care a fost aici și dânsa a suferit tot la penitenciarul Oradea. Altceva ce vreau să mai zic, mă dăjduiesc tot așa cu ajutorul Dumnezeu, pe la sfârșitul lunii noiembrie, adică de ziua națională, să spunem de pe 27 noiembrie până pe 1 decembrie, adică 5 zile. Din astea 5 zile, 2 sunt de weekend, 2 sunt zile naționale libere și vinerea trebuie să vă liber, să zicem. O să facem iarăși un tur al României, dedicat celor care au suferit în temnițele comuniste. E mult spusul românii, data asta o să fie mai mică, o să fie cum am făcut în vară. O să fie un tur la locurile în care au suferit cei din temnițe. Adică, mergem iarăși Jilava, Pitești, Făgăraș, Aiud, Gherla și o să ajungem și la Alba Iulia, chiar de ziua națională, pe 1 decembrie. La toate aceste puncte o să avem persoane care, de exemplu, dimineața în București o să plecăm de la părintele Nicolae Bordașiu cu rugăciunea de călătorie și cu un cuvânt de învățătură. După aceea la Jilava ne așteaptă Domnul Cristi acolo, am uitat cum se așa. La fel, o să ne facă turul închisorii. După aceea la Făgăraș, un domn profesor extraordinar de istorie, domnul Teanu, de care am fost foarte încântat și la fel o să ne spună cum a fost comunizat țara Făgărașului, cum a fost comunizată țara Făgărașului. Și tot așa, unul de merg la Gherla ne așteaptă părintele Petru Bagracean acolo. Vreau să mergem și la Alba Iulia, la părintele Jean. Părintele Jean s-a ocupat de viața părintele Ioan Iovan. Mergem și la părintele Ioan Iovan, la Mănăstirea Recea. O să vedeți, e foarte frumos. Noi sunt unele persoane în seară care au fost la turul României, care l-a făcut în vară. E ceva deosebit. Adică aș vrea, cu ajutorul Dumnezeu, și anul ăsta, și la anul, să începem să punctăm din ce în ce mai mult locurile unde au suferit temnițele comuniste, pentru că ei vor fi reperele morale ale neamului, ei se roagă înaintea lui Hristos pentru noi și aș vrea să încurajăm și pe alții să facă astfel de pelerinaje în parohii, în episcopii și în asociații sau în grupuri. Din experiență vă zic că din multele tabere pe care le-am făcut, turul României pe care am făcut la locurile acelor comuniste, temnițe a fost deosebit de punct de vedere comunicesc. E altceva, să vedeți. Vă mulțumesc mult, încheiem cu rugăciune, cu latul mulțumesc mult. Încheiem cu rugăciune și dacă vreți să vedeți la fel, știți ce. Pentru că de fapt, Fiului și al Sfântului.